Ai vrea să deschizi tu acest vlog? Nu. Hai, te rog. Nu. Zici tu, bine ați revenit, mergem la Momax. Nu, am uitat mai barba. Bine ați revenit la un nou vlog. Noi suntem în goală după mobilă de dormitor și ne-am îmbrăcat să mergem la Dedeman și la intrare din bloc am găsit niște pliante Momax care ne invitau să vizităm și magazinul lor. Așa că vă luăm cu noi. Situația curentă. Avem mobilă demontată, am adus blatul nou. Acesta e foarte frumos, ne place, e stejar. Acolo avem două corpuri care o să vină împreună, unul de sus, unul de jos și am zis că le facem picioare mai mari ca să stea împreună cu un blat. Bine, nimic nu e atașat încă. Aici e cuptorul care trebuie și peste el pus blat, care e acolo. Trebuie montată mobila sus, dar momentan ne-a ajuns dulapul și patul. Asta e, cum zice, canapeaua. O să fac ordine după aia, că e haos, după cum se poate observa. Și mergem să vedem ce facem. Hai, în dormitor, că eu n-am văzut încă mobila de dormitor. Salut! Salut! Ta-ta-ta-ta. Asta e dulapul, nu? Da. Seamănă foarte mult cu blatul de bucătărie. Și e foarte complicat sau multe lucruri. De ce îmi place să fac asta, dar mai nu înțeleg nimic cu câte știu. Trebuie să le măsor, pentru că nu-s... Numerotate? Nu-s numerotate, nu-i nimic pe ele. Ce face distractiv? Și logica cu cutiile, numerotarea lor nu are nicio logică cu ce ar trebui să vină la rând. La asamblare, aha. Interesting. Ok. Uite, scrie în serbește chiar. Tu ai zis că e făcută la, în Serbia, nu? Da. Ok. Thank you.
ore mai târziu. Atât am reușit să facem. Punem baza, o laterală și chestiile alea în spate, acum le punem. Uite că am găsit. Și scrie pe ambalaj, adică în instrucțiuni, că se montează într-o oră jumate. Dacă le-am montat o dată. Tot de sigur. Seamănă dulap, nu? Zoe ajută cu mobilierul aici. Scările astea încă sunt spaima ei și nu le urcă. Asta este. Zoe, mergem sus? Mergem sus, iubita? Haide! Aici avem niște sertare pentru pat. Multe, multe lucruri, pentru că deja am adus o parte din lucruri. Să ne mutăm încet, încet. Masa e plină, este dezastru. Dar și asta se întâmplă la o mutare, ce să faci? Hai sus, Zoe, hai! Ți-e frică de scări! Să nu iese bine de cuție.
buchete? Da, aveam și una, așa. A, nu-i la mine. Acolo nu mai trebuie să-mi șoară și mă apără. Nu e. Vreau să